compun și compun, mă descompun și mă transform în ar. Salutare dragii mei și bine m-ați găsit la un nou video. Astăzi o să vă povestesc o întâmplare mai puțin fericită pentru mine. Am postat acum câteva săptămâni pe Facebook un sondaj în care întrebam oamenii despre ce vor să vorbesc în următorul meu vlog. Cei mai mulți au spus despre acea aventură cu americanca sexy. Iar pe locul 2 a fost cum am fost înșelat de iubită. Haideți să vorbim despre asta. Acum aproximativ 10 sau 11 ani, 12 ani, 2009. În 2009 am avut o relație la distanță cu o fată. S-a întâmplat efectiv pur și simplu să mă îndrăgostesc și eu de ea și ea de altul. Mă rog, și ea de mine, după cum credeam eu. De fapt, nu e un lucru rău să ai o relație la distanță. E bine să ai o relație la distanță. Toți patru sunt fericiți. Toți trei în cazul meu. Pentru că eu eram singur, ea mai avea pe unul. Așa. Am fost acolo, am vorbit pe net vreo 6 luni. Totul era bine, pac, poze, nebunii, pac, gata, hai să mergem, mă duc eu la ea acolo. Nu era prea departe, 160 de km de București. Ajung eu acolo, ne-am întâlnit, tot a fost ok, tot a fost frumos, am decis să rămânem împreună. Am rămas împreună timp de 3 luni, 4, 5, a fost totul ok, ne întâlneam cam o dată pe săptămână, mai veneam eu pe la ea, mai venea ea pe la mine. Tot era frumos. Până când odată prin... Deci noi ne-am întâlnit în noiembrie și am primit un mesaj. Am fost împreună cam vreo 7, 8, 9 luni și prin septembrie primesc un mesaj la începutul lunii, parcă. Vezi că nu vreau să mai fiu împreună, că ne despărțim. Așa, fără motiv, fără nimic, fără, bă, de ce, care-i problema? Fără niciun motiv, ne despărțim. Eu întreb, de ce? Cu ce ți-am greșit? Ce s-a întâmplat? E ceva neregulă cu mine, nu? Ca orice om, îmi doream și eu să știu de ce. De ce să mă părăsească? N-am vrut să-mi spună. Nu am vrut efectiv să-mi spună. Ce am făcut? Eu am început să sap. Și am sunat-o pe prietena ei cea mai bună. Mă rog, prima dată am sunat-o pe colega ei. După aceea am sunat-o și pe prietena ei cea mai bună. Am început să sap, să-i sun prietenele. Foarte mare greșeală a fost din partea ei, că i-am sunat de foarte multe ori de pe numărul prietenei ei. Și mie mi-a rămas numărul, că eu l-am salvat acolo pentru orice eventualitate. Am salvat numărul acolo. Pac, sun eu pe prietena ei, am și înregistrat, am pus acolo pe registrare. Și zic, bună, uite, așa, am încercat să o trag de limbă. Și pac, s-a dat de gol. A, vezi că ea mai are pe unul. Mamă, cine e ăla? Păi uite că e unul, că așa, că așa, că ăla nu prea-i dă atenție, că nu-i oferă căldură, că tu ești iubitul ei de zi, ăla e iubitul ei de noapte, ceva de genul. Adică, na. Cam așa s-a întâmplat, din păcate. Nu e deloc amuzant. Acum poate e, dar atunci nu era. M-a durut foarte tare. Am sunat-o înapoi pe fosta, că deja devenise fosta, și i-am zis, uite, știu că mă înșeli, îți dau șansa să-mi spui adevărul, să-mi povestești și mie, meri și o să știu adevărul, vreau să aflu adevărul din gura ta, am aflat că m-ai înșelat. Nu, că nu te-am înșelat, nu e adevărat. Hai, și pun înregistrarea la telefon, că registrasem pe telefon, îi pun înregistrarea. Ea am pus înregistrarea, a ascultat și ea că prietena ei a dat-o de gol. Și îmi zice, mamă, să zici, eu bat pe aia când o prind. Deci a trecut de la una la alta, știi? Nu a recunoscut, nu... A recunoscut într-un fel, din moment ce a zis că o să bată pe prietena ei când o prinde. Evident că a recunoscut, a confirmat singură că m-a înșelat. Și asta e. După aia a încercat să mai fie cu mine, dar n-am mai vrut-o. I-am zis că îmi pare rău, dar nu mai pot. Nu puteam să accept. Prima dată, deși mă băteau un gând să lupt eu pentru ea, să mă aleagă pe mine și nu pe el, dar am stat și m-am gândit mai bine și am zis, nu are rost să mai continui.
Și aia a fost. Ce am învățat eu din treaba asta? Am învățat că atunci când femeia are ceva de ascuns, când îți bagă motive ciudate, mergea cu mine pe stradă și era atentă să nu o vadă cineva și îmi zicea că uite că mă vede vără mâncică. Da. Eram îndrăgostit, dragostea e oarbă și nu conștientizam sau avea ceva pe la gât și punea șarfă că era mușcată de gât. Și eu nu verificam deloc, nu am verificat telefon niciodată. Mă rog, nu sunt de acord cu verificarea telefoanelor, dar uite că alții mizează pe chestia asta și așa. Plus că femeia înșală, și nu numai femeia, atât femeia cât și bărbatul înșală atunci când îi lipsește ceva. Când ești fericit și împlinit într-o relație, nu ai de ce să înșeli. Dacă ceva îți lipsește, în principiu, cei mai lași oameni înșală. De ce? Pentru că sunt atât de lași încât le e jenă sau le e greu sau din lașitate nu au tupeul și curajul și sânge în vene să vorbească frate cu persoana iubită și să-i spună ce îi lipsește, ce nu-i convine, să comunice. Uite, îmi lipsește asta, asta și asta, nu-mi convine asta, asta și asta, împreună hai să reparăm, hai să rezolvăm. Asta e soluția. Când vezi că ceva e stricat undeva, oriunde, nu-l arunci și cumpere altul, îl repari. Așa e și într-o relație, dacă ceva nu merge, da? Dacă ceva nu merge, îl repari, nu îl arunci. Mai ales o persoană, o persoană nu poți să o arunci ca pe un obiect și nu poți să o înlocuiești atât de simplu. Că nu e ok, suntem persoane, nu suntem obiecte. În fine, ce îi lipsea ei? Îi lipsea faptul că nu eram alături de ea. Fiind la distanță, ne vedeam destul de rar, iar fi avut nevoie de o persoană care să fie cu ea tot timpul, iar eu nu puteam să-i ofer asta, nu puteam nici să mă mut în orașul ăla, că era un orășel mai mic, iar eu în București aveam toată activitatea pe care o desfășuram la momentul respectiv. Ea nu putea să se mute în București pentru că acolo era cu școala, era încă în liceu, da? Avea 18 ani, eu aveam 22 pe vremea respectivă. Și asta a fost, n-am putut să fiu alături de ea și mi-am luat-o, m-am înșelat. Dar, repet, nu vă neglijați partenerul, că asta iar duce la înșelat. Fiți sinceri și comunicativi. Comunicarea e cheia succesului. Întotdeauna trebuie să-ți respecti partenerul, să fii alături de el, să comunici cu el, să-i spui tot ce și cum. Dacă ai ascunzișuri, dacă te ferești de el și dacă nu comunici cu el, dar în schimb comunici cu altcineva, sunt șanse foarte mari să calci strâmb ori tu, ori să calce el strâmb. Pentru că oamenii au nevoie de iubire. Oamenii au nevoie să se iubească, atât el cât și ea. Au nevoie de iubire și atenție maximă, respect, loialitate, sinceritate și încredere. Cam asta a fost povestea mea. Sper că ați învățat ceva din ea și sper să nu pățiți ce am pățit și eu, atât voi fetele cât și voi băieții, să nu faceți asta. Dacă aveți probleme în relație, dacă vă lipsește ceva, mergeți și comunicați cu partenerul, spuneți exact ce vă doare și sunt sigur că împreună puteți găsi o soluție. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Sănătate tuturor și numai bine. Stați prin zonă! Eu eram singur și ea avea pe unul. Ce vrei, mă, nebunule? Ce vrei? Vrei să fugi de mine, a? E bunule care ești! Salutare oameni dragi și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Ovi,